Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. De fapt, o emisiune Școala Gorjeană, practic, pentru că avem invitat pe domnul Petre Ciungu, directorul Colegiului Economic Virgil Magiaru, căruia îi spunem bine a venit la această emisiune. Bine ne-am regăsit și aici, domnule director. Da, și nu întâmplător facem această emisiune și pentru faptul că foarte curând, deci mai puțin de o lună, absolvenții de clasa 8-a vor face opțiunile pentru licee și, de ce nu, mulți dintre ei vor opta pentru Colegiul Economic Virgil Magiaru. De fapt, de aici aș vrea să începem discuția, pentru că suntem într-o perioadă extrem de plină de evenimente la nivelul liceelor, inclusiv la liceul dumneavoastră. Cel puțin, deci avem generația de clasa 12 care acum e deja în probele bacalaureatului și, bineînțeles, așteptați noi boboci. Sigur că primele emoții sunt ale tuturor celor care sunt în Colegiul Virgil Magiaru, profesori sau elevi, pentru absolvenții de clasa 12, care au început probele la disciplinele premergătoare examenului de bacalaureat propriu-zis și unde merge bine, nu se pune problema, nu cred că vor fi la limba română, astă seară se încheie, deci au fost rezultate foarte bune. Urmează celelalte probe, TICU și respectiv limba modernă, însă emoția cea mare este pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat care începe 29 iunie. Și care sunt și eliminatorii, ca note, pentru că sunt cu note. Da. Alături de aceste evenimente care au cuprins întreaga școală, în speță pentru că cei de a 11, a 10, a 9 se apropie încet încet de încheierea cursurilor, este emoția, în primul rând, să zicem, a persoanelui de conducere din școală și pe urma colegilor mei profesori, să vedem boboceii, cei care la toamnă vor fi elevii noștri și cu care să sperăm că ne realizăm planul de școlarizare propus pentru anul școlar viitor. Un plan de școlarizare mare ca de obicei în ultimii ani, în sensul că ați crescut ștacheta comparativ, chiar mă uitam pe o statistică a inspectoratului școlar față de acum 10 ani, dumneavoastră ați crescut la numărul de clase de liceu. E adevărat că atunci avea și învățământ profesional mai mult și acum este mai puțin. Era, dar oricum, cred că sunteți liceul cu cea mai complexă ofertă școlară, ca și număr, vreau să spun, de clase, în primul rând, și ca profil. Da, am mai crescut și am mai și scăzut, pentru că în ultimii ani am avut câte 10 clase pentru clasa nouă, în afară de ultimii 2 ani, însă numărul era cam prea mare pentru posibilitățile, zicem, de desfășurare în condiții optime a procesului de învățământ, plus că într-un număr mare de clase se mai diluează calitatea, asta știm cu toții. O comparație, de exemplu, când ați venit dumneavoastră director, câte clase aveați la clasa nouă? Până atunci clase era, de liceu. Da, deci eu am, cred că erau 6 clase, sigur. Da. Completate până la 9 clase cu școala de arte și meserică, era cam 3 clase. Dar s-a dezvoltat liceul, au venit și profesori mai mulți, s-au titularizat și atunci, vrând nevrând, să zicem, am ținut și la planul de școlarizare ca să păstrăm și resursa umană pe care o câștigasem în urma concursurilor. Dar planul de învățământ pe care l-am gândit în ultimii 2-3 ani, inclusiv anul acesta, deci, e satisfăcător pentru a nu avea probleme nici cu oamenii care sunt angajați și nici cu tradiționale specializări ale Colegiului Virgil Magiaru. Deci, zic că este optim, nici foarte mare, este mare, pentru că este, să zicem, până la urmă, trebuie să fie singurul colegiu economic din județ, dar mai sunt clase afiliate și la alte licee. Poate că și de asta a mai scăzut, să zicem, interesul total, din, în speță din mediul rural, unde au posibilitatea să meargă la școli din apropiere cu acele specializări ca la economic. Dar, deocamdată, prin rezultatele pe care le obținem, considerăm că reprezentăm un interes din partea profesorilor din școlile gimnaziale, din partea părinților și a copiilor. Haideți să vorbim, înainte de a intra, avem și câteva imagini de la dumneavoastră, de la liceu, de fapt, la câteva acțiuni, înainte de a vedea și aceste imagini, haideți să vorbim puțin chiar de oferta școlară pentru absolvenții de clasa 8-a. Deci, copiii care interesează Colegiul Virgil Magiaru, dar și părinții, trebuie să știe că în anul școlar viitor, deci 2000,
2015-2016, vor fi 4 clase cu specializarea economic, clase care de fapt constituie nucleul forte al școlii, pentru că asta a fost tradiția, așa e și zice. Ăla e blazonul, economic, practic. Ăla e blazonul. Așa, după aceea, o specializare care a câștigat extraordinar de mult teren în ultimii ani este specializarea de turism și alimentație publică, unde avem 2 clase, deci 4 și 2, 6, și aceste clase vreau să spun că sunt căutate. Media ultimă de admitere a fost din an în an în mai creștere. Mare. Da, și iată că și dezvoltarea turismului și probabil că atenția care o acordă cei care se ocupă de dezvoltarea județului nostru pentru turism i-a făcut să asculte și să vadă și mai ales să se implice în unele activități și au prins drag de această specializare. În fiecare an, în ultimii ani, am avut o clasă de comerț, tehnician în activități de comerț, finalizată, care se finalizează cu această specializare, care de asemenea este căutată, pentru că până la urmă acest domeniu mare comerț cuprinde tot ce se dorește, și turism, și activitățile economice, toate intră în domeniul de comerț. Și spre satisfacția mea, anul acesta a absolvit o clasă de comerț cu rezultate extraordinar de bune și vreau să-i și felicit pe colegii mei care au lucrat cu această clasă. Șeful de promoție de anul acesta a fost de la clasă de comerț. Un lucru extraordinar și chiar inedit până acum la colegii Virgil Magiaru. Deci, acestea ar fi cele 7 clase de liceu care le-am propus pentru anul școlar următor și pentru că avem deja un nivel bunișor la alimentație publică și turism, am mers pe școala profesională tot pe activități în comerț anul acesta. Solicitările pentru lucrători în alimentație publică sunt destul de mari, dar în anul viitor, dacă sistemul se întărește cu școala profesională, vom merge pe cealaltă specializare, pentru că e căutată și agenții economici au solicitat. Nu pot să spun același lucru și de comerț, pentru școala profesională, mai ales cu aceste mari locații de comerciale în Târgu Jiu, solicitările pentru pregătirea în domeniul comerțului au fost mult mai crescute anul acesta și chiar ne-au sprijinit în a ne propune plan de școlarizare la această clasă de școală profesională în activități de comerț, lucrător în comerț. Bănuiesc că, așa cum au făcut și celelalte licee, ați încercat să promovați și direct prin intermediul colegilor sau chiar a dumneavoastră prin diversele apariții prin televiziune, prin presă, această ofertă școlară. Care este feedback-ul la acest moment din ce ați perceput dumneavoastră și din ce ați văzut și în anii trecuți? Da. În ceea ce privește clasele de liceu, sper că nu este niciun fel de problemă, n-a fost niciodată, nici chiar atunci când aveam 10 clase, chiar când am mai micșorat puțin, dar știm că a scăzut numărul de absolvenți de gimnaziu, totuși clasele de economii de la liceu, în toate specializările s-au făcut de prima dată, n-am avut nicio problemă. Sperăm, tocmai în ideea că agenții comerciale, agenții economici cu care lucrăm în domeniul comerțului, deci, ne-au ajutat și ei la rândul lor să propagăm în rândul copiilor ideea de a lucra la profesional în acest domeniu. E un domeniu care, dacă vreți, forța de muncă este cerută aproape în fiecare zi. Văd în presă, asta acolo la publicitate, peste tot se cer, pentru că sunt multe astfel de unități în Târgu Jiu, în Gorj, și au nevoie de copii care să treacă printr-o școală profesională acum, pentru că ei au parcursul mai redus și pot să fie angajați. Deci eu, din punctul de vedere, cel puțin al reacției agenților economici, am certitudinea că nu vor fi probleme cu realizarea... Da, că e nevoie de acest personal. E nevoie, și atunci nevoie. Dacă există cerere cu siguranță... Deci eu vreau să vă spun că aceste două domenii sunt foarte bine căutate în domenii de care sunt, să zicem, mai dezvoltate în județul nostru și în municipiu. Alimentația publică, turismul și comerțul. Sunt căutate, au fost bine primite, sper să fie recepționate de copii, au posibilitatea că după terminarea școlii profesionale să meargă spre învățământul serial, să-și termine studiile în orice altă specializare, au posibilitatea aceasta să meargă direct să se angajeze și asta e un lucru extraordinar pentru că sunt destui care pleacă pe afară și se duc la nu știu ce munci pe acolo și vin.
dezamăgiți și sper că ei să-și găsească alături de familiile lor, de părinților, de fraților, cât mai aproape de casă, loc de muncă. Și își găsesc, dacă vor să urmeze aceste cursuri și interesează în mod special locul de muncă, vor găsi. Și nu este un loc de muncă, să zicem, cu dificultate extraordinară. Este un loc de muncă elegant, îi vedem cu toții cum lucrează. Deja sunt foarte mulți elevi, absolvenți sau care sunt chiar elevi în ultimii ani, care lucrează în aceste unități, cum își desfășoară activitatea când au posibilitatea să vină și la cursul, nici nu simți că ei mai și lucrează, pentru că nu e o muncă să dai cu târnă acum, nu, e o muncă elegantă până la urmă. O să rog colegii din regie să ne difuzeze câteva dintre imaginile de la liceul dumneavoastră. Ați avut câteva acțiuni foarte interesante, urmând... Da, cred că am înțeles eu puțin greșit. Începem cu spotul dedicat liceului, care se va fi prezent pe la televiziune. Spotul mi l-ați oferit să-l confirm. Da. Și după aceea o să intrăm și în imagine de la activități. Da. Și îmi cer scuze de încurcătură. Colegiul Economic Virgil Marciaru din Târgu Jiu vă prezintă oferta educațională 2015-2016. Domeniul servicii, clasa a noua zi, tehnician în activități economice, 4 clase. Tehnician în activități de comerț, o clasă. Turism și alimentație, 2 clase. Școala profesională, comerciant vânzător, o clasă. Clasa a 10-a zi, tehnician în activități economice, 5 clase. Tehnician în activități de comerț, o clasă. Turism, o clasă. Alimentație, o clasă. Clasa a 11-a zi, tehnician în activități economice, 5 clase. Tehnician în activități de comerț, o clasă. Tehnician în turism, o clasă. Tehnician în gastronomie, o clasă. Organizator banqueting, o clasă. Clasa a 12-a zi, tehnician în activități economice, 5 clase. Tehnician în activități de comerț, o clasă. Tehnician în turism, o clasă. Tehnician în hotelărie, o clasă. Organizator banqueting, o clasă. Seral, clasa a 11-a, tehnician în hotelărie, o clasă. Clasa a 12-a, tehnician în hotelărie, o clasă. Post-liceală, anul 2. Agent fiscal, o clasă. Asistent manager în unități hoteliere, o clasă. Da, cu acest spot, telespectatorii deja s-au întâlnit, se vor întâlni în continuare pe lungimile noastre de undă, până ajunge și la imaginile de la activități. Trebuie să spun că aveți o activitate extrașcolară destul de plină. Sunteți prezenți cu diverse activități în piața educațională gorjeană. Nu s-ar zice ca de la un liceu economic să te aștept să facă și activități de natura părții umaniste sau ceva, dar faceți cam de toate și asta este foarte, foarte important. Aveți inclusiv o revistă școlară calificată la faza națională a concursului revistelor școlare ca reprezentativă la această categorie, dar care concurează și la un concurs, dacă am văzut bine, la Timișoara, cred că nu pe online. Deci nu chiar în Timișoara, acum nu vă pot spune nici eu exact cum îi zice școlii gimnaziale care organizează, e un concurs internațional. E concurs internațional, domnule, de asta zic. De creație și de reviste școlare. Acum aștept și de acolo răspunsul, dar aș vrea să vă spun ceva, domnul director, legat de activitățile astea destul de multe, poate nu chiar foarte multe cum erau cu câțiva ani înainte, am mai îmbătrânit și noi care atunci eram inima proiectelor pe care le-am făcut, dar cu toate acestea am mai avut o dorință și mi s-a îndeplinit, cel puțin pe surse, pot să vă spun, că am câștigat și concursul de școală europeană pentru a treia oară. Tocmai ca urmare... Felicitări! Pe surse vă confirm că așa este, că știa și eu. Da, bine. Vă dați seama că pentru mine... Nu care... sunt încă oficiale rezultatele. Da, nu sunt oficiale, sigur, am primit cuvântul de pregătire pentru a participa, că trebuie să facem tot așa niște slide-uri cu activitățile școlii, că așa se pun acolo. Eu am fost de două ori, am avut această ocazie în cariera mea și nu știu cine mi-a ajutat, dar să zicem că cel de sus, că așa și este, ca și a treia oară, acum înainte de a mă apropia de încheierea activității în Colegiul Virgil Major, nu încă, să nu creadă ceilalți că am și plecat. Da. Și a fost chiar o dorință. Colegii care m-au sprijinit în realizarea acestui proiect au făcut-o declarativ că au răspuns acestei dorințe a mea ca să mai vedem, să încercăm.
Deși la început aveam câteva îndoieli că vom strânge, să zicem, numărul de proiecte, vom descrie foarte corect tot ceea ce am făcut, dar s-a realizat și dacă dumneavoastră o să mai aveți un spațiu după ce ne întoarcem cu premiul, o să vă spun cu siguranță o să ne întâlnim și pe acest subiect, mai ales că la ce știu eu la acest moment, nu sunteți singurii din Gorj. Nu. Sunteți un club de elite, niște licee extrem de importante. E important pentru școală și mai ales pentru că eu am fost acolo la cele două ediții anterioare, când am câștigat acest concurs până la urmă. Da, e un concurs și, extrem de, de dur și, totuși, da, pentru sigur, că participă sigur, foarte este multe enorm școli. De mult și sunt școli care au multe proiecte, enorm de multe. Deci concurența nu e așa... Am și picat prima dată când am încercat noi acum cu 6-7 ani în urmă. Prima dată am fost chiar primit sub linie. Dar de atunci n-am mai... Și iată, și când am fost acolo, ca să continui ideea, se făceau frumoase discuții din partea Ministrului Învățământului cu privire la cei care câștigau a treia oară consecutiv, mai ales cum vom fi noi, să sperăm. Și vă dați seama că aștept cu drag să mă întâlnesc acolo la Casa Poporului, la Palatul Parlamentului, unde am fost și la edițiile precedente, și să discut, așa cum sunt cu dumneavoastră, lângă Ministrul Învățământului, cei care lucrează acolo, pentru că e o onoare până la urmă să vezi toți participanții să urmărească pe ecran prezentarea și a școlii noastre. Da, și o recunoaștere a valorii școlii. Da, deci eu zic că da, și a muncii unora dintre colegii mei care s-au, v-am spus, s-au angrenat la o dorință chiar puțin pesimistă la început, ideea din partea unora, dar antrenându-ne și încercând să găsim, să nu uităm ce am făcut, să le scriem cât mai bine, am văzut că se poate realiza ceva și am realizat binișor. Acum, dacă colegii mei sunt pregătiți, o să încercăm să intrăm și în imaginile de la câteva acțiuni foarte importante. Una din ele, care deja sunteți acel ucenic șef ăsta, vorbește toată lumea de el, nu mai este o competiție care să fie, să zicem, la nivelul liceului dumneavoastră, este de zea județeană, dar am văzut că încearcă să vă copieze și prin țară ca idee, așa că nicio e foarte important. Poate vă gândiți să faceți o competiție națională la Târgu Jiu. Acum, dacă tot vorbim și dăm din casă, vreau să vă spun că la... Deja suntem cu ultima ediție, faza județeană, am avut și acordul domnului inspector general și am mulțumit că ne-a preluat această idee. Da, iată activitatea în locația respectivă. Da, și ați avut anul acesta invitați de marcă pe lângă președintele Consiliului Județean și pe solistul de muzică ușoară. Da, care a lucrat la una cu copiii și a făcut parte din juriu. Dar vreau să spun că am avut această promisiune că îl vom dezvolta măcar întâi la nivel regional. Da, și apoi deci să meargă etapele, da. Pentru că are, cum să vă spun, are maturitate deja în desfășurarea lui, are și deontologie, dacă vreți, în organizare și pregătirea elevilor de către profesorii respectivi, în speță profesorul... Iată ce bine dau... Da, extraordinar de bine, așa. Știți ce? M-a și bucurat așa, că ultima ediție a desfășurat-o exact cu ocazia deschiderii... serbărilor, să le zic așa, ale zilele orașului, municipiului Târgu Jiu și în paralel cu activitatea de după întâlnirea de la Sala Maura am avut acest concurs și a fost o curiozitate și pentru mulți alții. Deci nu neapărat pentru, să zicem, domnul președinte Călinoiu, care a fost sufletul acestei lucruri și a fost prezent de la începutului, în cantina colegiului și până la această formă, viceprimarul municipiului. Așa au fost și alți oameni care erau după deschiderea de la Consiliul Județean, de la Sala Maura. Cred că am trecut deja la proiectul din Slovenia. Da, putem să discutăm nu neapărat despre el concret, pentru că în această perioadă... Noi am luat câteva imagini din acțiunile dumneavoastră. Să pot eu să vă spun despre ele. Au avut loc acest concurs de firme de exercițiu. Iată, aici este pe alimentație publică. Este o... Acolo n-am mai fost, e sala în care se... Da, Slovenia s-a desfășurat, din câte am Slovenia înțeles, unele au fost la Praga, altele au fost în Italia, deci au fost multe... Și în general, elevii de la Gorj, de la Magiaru, au fost apreciați, au venit și cu premii. Au fost apreciați, cum să vă zic, au avut
la una din participări și un cadru didactic a fost în Comisia Internațională de apreciere a rezultatelor firmelor de acolo care au fost în afară de țara respectivă, au evaluat alte școli din alte țări. Și firmele acestea sunt motorul, dacă vreți, la activități într-un liceu economic. Fără doar și poate, fără a le face, fără a lucra efectiv în ele, ar fi o teorie care zboară, intră pe urechi și se vede, cum mai spunem noi. Dar aceasta este activitatea practică, concretă, a întregului proces de învățământ în specializările respective. Vreau să vă spun că anul acesta au fost și foarte multe și sunt foarte multe proiecte post-dru pe firme de exercițiu, foarte multe. Este anul, se încheie anul acesta. Acestea, dar vă spun, o solicitare din partea extraordinară de multor firme, fundații, mă rog, care depun proiecte pentru ca să fim în parteneria cu aceștia. Sunt trei proiecte în care le cunosc eu și în care am stabilit copiii care merg în proiectele respective, dar mai sunt și altele care, mă rog, nu pe toate mi le-au spus unii colegi pe unde mai sunt cu ei, dar important e că aceste firme de exercițiu au fost prinse într-un proiect, regiunea Sud-Vest Oltenia, Bucureștiul, cu celelalte județe din regiune. Și să sperăm că deja suntem în începutul activităților, în constituirea acestor firme de exercițiu, pentru că ele întâi se caută denumirea, să nu fie altele în țară, se duc la ROCT, acolo le eliberează certificatul, ca și la orice altă societate economică. Da, aici avem câteva imagini de la alte activități, ținând de strategia națională. Da, SNAC-ul, așa cum zicem noi pe scurt. Am câteva colegi foarte active în domeniul acesta. Inimoase, să le spunem așa, da? Acum, sigur, mi-e drag de ele că sunt inimoase, dacă ați spus de azi, pentru că fac o activitate frumoasă cu sprijinul copiilor în instituționalizați, defavorizați, să zicem, și pe lângă activitățile propriu-zise, vreau să vă spun că am sărbătorit în liceu împreună cu cei de la așa zisea școală ajutătoare, nu știu dacă îi mai zice așa, deci cu educație inclusivă. Da, exact centrul ăsta, da. Și cu profesorii lor am făcut, pregătit o masă comună între elevii noștri și ei. Și extraordinar a fost, deci m-au impresionat și elevii noștri care s-au atașat de ei, dar și ei care pentru prima dată erau într-o comunitate altfel decât, să zicem, pe care o cunoșteau. Da, vreau să vă zic, apropo de ce am văzut, nu întâmplător am selecționat aceste. Deci noi am avut de la activitățile dumneavoastră de la foarte multe lucruri, unele au fost folosite și la spot, altele doar pentru acest lucru, dar am vrut să subliniez și partea aceasta, că pe lângă faptul, pe lângă școală, pentru că la Colegiul Economic Virgil Mangeru se face carte în primul rând, deci da, trebuie să știe părinții acest lucru, există siguranță pentru copii, deci cei care vin acolo. Deci pe lângă acest lucru, iată și activitățile acestea extrașcolare, dar unele chiar în domeniu, gen ucenic, șef și ăsta, da, care merg. Și e foarte bine, da, e foarte bine că ați pomenit, ați accentuat pe firmele de exercițiu, că iată, își învață meserie și practic cu aceste, da. Și faptul că activitatea este apreciată deja la nivel internațional, asta înseamnă foarte mult. Da, și sunt unele proiecte post-dru, așa, cu firme de exercițiu care iau un nucleu de firme din liceele economice și sprijină constituirea firmelor de exercițiu în alte licee. Avem acest lucru și în câteva licee din Târgu Jiu și din județul Gorj și pe urmă din regiunea Sud-Vest Oltenia, județele Oltenii în special, care sunt în parteneriatul ăsta. Eu fi și altele, că nu numai ăsta este singurul proiect care se desfășoară, dar sunt tot la fel pe aceeași idee, coordonate de licee economice și sprijină înființarea firmelor de exercițiu și în alte domenii, în alte licee. Deci, cred că au considerat cei care au dat drumul unor astfel de proiecte că o activitate de acest lucru, de antreprenoriat, este o activitate foarte importantă în condițiile în care locurile de muncă sunt așa cum sunt, în condițiile în care oamenii încearcă să-și găsească o soluție pentru a trăi cât mai bine și mai ușor posibil, dacă se poate, mai elegant, și atunci încearcă încă din școală să învețe cum să desfășoare o activitate propriu-zisă economică. Da, sunt deja câteva mesaje venite. Unul dintre ele vă spune așa:
Vă salut, domn director, mă bucur că sunteți foarte activ și mă bucur că aveți foarte, foarte multe activități. Cred că trebuie să insistați mai mult pe proiectele internaționale, că alte licee au făcut. Da, și noi am avut. Deci da, nu câștigam titlul de școală europeană, dar când aveam. Clar. Și ceea ce spune și foarte bine a spus și foarte bine că a selectat acest mesaj, că aș vrea să, cum să vă spun, să duc un mesaj către colegii mei mai tineri, pentru că ca ei să-și înceapă, și le-am spus mereu, este rândul lor acum să conceapă astfel de proiecte, pentru că noi la vremea noastră am fost printre primii care am debutat în domeniul cu proiecte, chiar cu proiecte de dotare a școlii, cum a fost proiectul FARE, chiar cu proiecte internaționale, Comenius, cu elevi plecați în diverse țări și veniți la Târgu Jiu. Acum e rândul celor tineri, pentru că au și mai multă putere de muncă și îi îndemn și pe această cale pe colegii mei, pentru că nu pierd ocazia nici în alte locuri mai oficiale să le atragă această atenție, pentru că ei trebuie să ducă mai departe școala. Eu zic că împreună cu cei care am început odată și am ajuns la 3 titluri de școală europeană, ne-am făcut datoria, cum să mi se ierte poate lipsa de modestie, dar am muncit destul de mult. Așa este viața, unii se mai retrag, se mai dau la o parte, nu mai pot și trebuie să vină alții să continue. Și foarte bună și chiar îi mulțumesc pentru această precizare. Domnule director, sunt un părinte care am absolvit liceul economic cu mulți ani în urmă. Acum a venit rândul nepoților mei să facă această opțiune. Ce profil îmi recomandați, având în vedere că aș vrea să învețe și o meserie în același timp? Deci toate care le-am prezentat înainte, toate au ca final un certificat de pregătire profesională într-un domeniu, deci cele în activități economice, dar în special ăștia care fac, cei care promovează liceul în specializarea economic, merg foarte mult la facultățile tot în domeniul economic, activitățile de turism și alimentație publică, inclusiv cea de comerț despre care discutam asta. Deci tot ceea ce avem în derulare în Colegiul Virgil Magiaru este oricând posibil să se realizeze pe piața muncii, în județ, în oraș, în țară, oriunde se găsesc locuri de muncă. Aș vrea să-mi spuneți, spune cineva, aș vrea să-mi spune și mie ultima medie de intrare la toate profilele, dar în special alimentație publică. Deci, cum vă spuneam, la turism și alimentație publică, pentru că în clasa nouă sunt două clase, merg cu aceeași programă, anul trecut a fost 8 și 10, 8 și 20 media, la economic a fost vreo 7-90, că și mai multe clase, astea au fost și cam tot 70-90 și la comerț. Deci, oricum, media nu e chiar mică pentru ele. Nu, mică, nu, deci, nu, sigur că așa e comparabilă că cu ultimele media, aproape la celelalte colegii. Da, dar pentru că de asta zic, deci nu se intră foarte ușor, adică dacă aveți medii mici, nu prea vă gândiți la varianta de liceu, la Colegiul Economic Virgil Magiaru. Dar dacă mediile sunt undeva de la 8 în sus, categorii vor sunt fi șanse. Bine, depinde și cum va fi anul acesta. Cum va fi, da. Sigur, dar în general, dacă aveți de la 8 în sus, eu zic că se poate intra la dumneavoastră la liceu. Încă o întrebare. Vă întreabă când o să faceți... Da, cred că ar fi bine să precizați că aveți și vești bune din acest punct de vedere. Cel puțin asta am auzit-o în ședința Consiliului Local. Vă întreabă cineva când o să aveți și internat pentru copii. Da. Și știți că am mai avut când o întrebare de genul. Deci să așteptăm. Asta este, eu... Deocamdată veți avea sală de sport. Da, sală de sport, am înțeles și eu că ar fi obținute toate documentațiile pentru demarare. Ei au venit din partea primăriei chiar într-o zi de weekend și ne-au spus această veste. Le mulțumesc. Eu îi cred și sunt convins că ei s-au luptat așa în dorința de a face și aceste lucruri de-a lungul timpului, numai că ați văzut și știm cu toții situațiile care au avut loc economice, sociale, de-a lungul acestor perioade, unele mai stabile, altele mai... sau după o perioadă de oarece stabilitate, când sperai că se realizează, mai se întâmpla câte un eveniment care stopa activitatea, dar vor fi. Dacă n-am reușit eu să
tai panglica împreună cu domnul primar, poate că tai altcineva. Dar, nu, asta dar nu, puteți, dar nu puteți să plecați la pensie până nu faceți și da, cele două obiective. Sigur. Așa, așa ar fi normal până la urmă. Da. Având în vedere că dumneavoastră mai aveți doar câțiva ani până la momentul când puneți stiloul în cui, sau cum se spune, a spus de mai devreme, de fapt. Ce vreau să discutăm acum, apropo de ce înseamnă Colegiul Economic Virgil Magiaru la nivelul Târgu Jiului, la nivelul Gorjului, dumneavoastră, din postura de manager a acestei instituții de învățământ, i-ați făcut cumva un profil deosebit în ultimii ani, v-ați impus parcă mai mult decât în perioada precedentă a liceului economic normal, v-ați impus printre instituțiile de învățământ liceal din Gorj prin calitate, prin rezultate și prin ponderea în economia zonei. Că aici e foarte, dacă mergi, cum spuneați, apropo de absolvenții dumneavoastră, dacă te duci de la piață și iei nu știu care angro sau până la supermarket sau și mergând până... Nu mai vorbesc acolo, că clar că nu sunt mai mulți absolvenți. De la... Au trecut prin liceul dumneavoastră. Este foarte important să fii implicat, adică în toată viața economică a unui județ. Așa este, acum sigur că dumneavoastră puteți să judecați mai bine decât mine. Eu am avut intenția de a avea în primul rând un colectiv unit și cred că se știe asta de mulți ani, nu au fost probleme. Eu am fost, să zicem, cu o diplomație învățată așa, să o iau din cărți, de la locul de muncă, încât oamenii au răspuns solicitărilor școlii, majoritatea dintre ei, și mi-am dorit, cum a spus și dumneavoastră, foarte mult acest lucru, ca să nu trec prin viață, fără să se cunoască că am fost undeva angajat. Mi-a fost drag să fiu profesor de la începutul tinereții mele, maturității mele, până astăzi și îmi place în continuare. Am avut și această sarcină de a conduce Colegiul Virgil Magiaru mai mulți ani la rând și asta iar a avut un rol foarte important pentru că ne-am cunoscut din an în an mai bine și modul de lucru ne-am adaptat unii după alții, că nu pot să lucrez de unul singur, asta este absolut imposibil. Și în același timp am vrut de fiecare dată când am avut ocazia, în presă, la televiziune, la radio, prin ceea ce mi-am publicat eu lucrări sau articole, să scot în primul rând în față Colegiul Virgil Magiaru. Foarte rar am ieșit, poate la o lansare de carte, să spun cum am lucrat eu sau câte rezultate și titluri am obținut eu. N-am prea făcut uz de asta decât la gradația de merit. Dar trebuie să vă felicităm că anul acesta ați depășit un asemenea concurs, da? Da, și pe ăsta, da. Așa, sigur. Așa, că... așa și deci în afară de aceste lucruri, care știu te mai mult de mine decât restul, am avut, repet, întotdeauna în intenție să pot vorbi despre locul meu de muncă, despre instituția de învățământ. Școala a fost, poate o mare parte din viața mea s-a desfășurat acolo. Vreau să știți că sunt ca și mine și responsabil de o școală anume. Deci ești primul care te duci, trebuie să fii cam ultimul care pleci, pentru că e culmea, dacă ai o treabă sau se întâmplă ceva, să nu fii într-o anumită perioadă la instituție, la școală, parcă atunci se numere treburile cum trebuie, nu din vina celorlalți. Se întâmplă un fenomen care, da, nu-l doresc. Dar și rolul directorului este foarte important în școală. Eu îmi dau seama din relația cu elevii, mult mai mult decât poate cu oricare alții. Ei au respect față de mine, respectă instituția directorului, ca să folosim așa. Deci eu pot să mă laud și încerc mii de scuze pentru poate lipsă de modestie, dar pot să mă laud cu acest lucru care mi umple inima. Îi văd pe copii simțindu-se aproape de mine și simțind eu la rândul meu că mă respectă. Mă respectă fără niciun fel de convenție făcută între mine și ei. Da, faptul că aveți un stil în care sunteți apropiat de el, dar în același timp apropiat de ei, dar în același timp aveți și exigența, autoritatea, deci și exigența, da, exigența, da, pentru că normal, dacă nu... Asta înseamnă foarte mult. De ce vă spuneam acest lucru? Și în alte emisiuni știți că de multe ori vă scriu SMS-uri foști elevi, da, și care își aduc aminte de perioada petrecută la Colegiul Comercial pe atunci, da, Colegiul Comercial, Liceu Economic, Colegiul Comercial. Da. Și în sfârșit Colegiul Economic. Mi s-a părut mai aproape de nucleul acesta mai Dar mare. Ce înseamnă
la acest moment Colegiul Economic Virgil Magiaru ca număr de elevi, număr de profesori, număr de clase, pentru că senzația este că sunteți cei mai mari din Târgu Jiu la acest moment. Nu știu, nu știu cum e situația la dintre colegiile și liceele tehnologice, nu se pune problema. Suntem cei mai mari din Târgu Jiu. Așa, în afară mai e liceul tehnologic Motru, care are și o bază materială aproape dublată față de cea de la Virgil Magiaru și au și număr de copii mari din zona respectivă. La ora actuală, cu numărul nostru de 8 clase pe nivel, cu școala post-liceală care merge și nu prea merge, cu seralul care merge și nu prea merge. Da, așa. Dar totul e bine că le mai aveți. Le mai foarte mulți și le-au scos, ceea ce înseamnă că iar da, nu mai merge, deci, la alții. Da. Așa, avem peste 1350 de elevi acum, în momentul acestui an de absolvire, și cadre didactice în jur de 70, cu care, și cu cei care lucrează și în alte școli, cu suplinitorii, câțiva, deci cam vreo 70-75 avem în școală. E o școală mare. Mare. Mare și cu posibilitatea de a menține locurile de muncă celor care lucrează acolo. Și asta e foarte important, mai ales în aceste vremuri, că, sigur că da, știți sigur cum e, în timpul unui an școlar, în general, să spunem, toată lumea e preocupată de școală, de calitate, să zicem, de ce se da face la școală. E, în momentul când se sfârșește anul școlar, să zicem, dacă în școlile generale e doar emoția pe evaluare națională sau cum se numea înainte, capacitate, la dumneavoastră e o anumită emoție, nu neapărat la Colegiul Economic Virgil Magiaru, dar bă, dacă completăm clasele, dacă rămân... Sigur, deci eu cred că și anul acesta se vor completa la liceu cu siguranță, invit încă o dată pentru școala profesională, pentru că au și anumite facilități, sper că se vor pune în practică așa cum se spunea, și vor deveni, și trebuie școlile profesionale într-adevăr să devină puternice, așa cum era odată. Și eu când am făcut liceu, erau colegi la școlile profesionale, școli foarte puternici, care au făcut apoi liceul seral, au ajuns tot ca și noi, profesori, ingineri, oameni pregătiți în anumite domenii, deci nu au niciun fel de oprește, ba din potrivă, sunt ajutați, să zicem, din anumite puncte de vedere să se pregătească în meseria respectivă. Da, un telespectator care spune că este din Scoarța ne întreabă care este oferta la seral, pentru că a absolvit în anul 2006 11 clase și a abandonat, a fost plecat în străinătate, iar acum s-a întors și ar vrea să înceapă facă clasa 12, deci poate să vină, avem o clasa 12 seral la anul, deci se poate înscrie fără probleme, că sunt locuri. Da, spune că a fost la deci la turnul Severin a absolvit primele 11 clase. Da. Deci dacă aveți acte și astea, mergeți sigur deja la acum, liceu și faceți și... în sigur, faceți sigur înscriere. Cineva tot așa ne cere oferta școlară, ați prezentat-o și dumneavoastră, a fost și în acel spot, o să rog colegii din studio, dacă, din regie, dacă sunt pregătiți, haideți să mai difuzăm o dată spotul, mai ales că, iată, sunt întrebări pe oferta școlară și e bine să o vedem și în formulă grafică. Sunt și imagini făcut, colegii mei da, au făcut, da, au făcut și cu imagini acolo, din activitățile aceste. Deci un spot, da, un spot foarte reușit. Oricum, cei care vă uitați la noi o să puteți vedea această ofertă foarte des în calupurile de publicitate promo și așa că puteți să vă lămuriți acest lucru. Dar dacă colegii mă pot ajuta, ar fi bine să mai dăm o dată acel spot, având în vedere că e o ofertă școlară destul, da, destul de important. Colegiul Economic Virgil Magiaru din Târgu Jiu vă prezintă oferta educațională 2015-2016. Domeniul servicii, clasa a 9-a zi, tehnician în activități economice, 4 clase. Tehnician în activități de comerț, 1 clasă. Turism și alimentație, 2 clase. Școala profesională, comerciant vânzător, 1 clasă. Clasa a 10-a zi, tehnician în activități economice, 5 clase. Tehnician în activități de comerț, 1 clasă. Turism, 1 clasă. Alimentație, 1 clasă. Clasa a 11-a zi, tehnician în activități economice, 5 clase. Tehnician în activități de comerț, 1 clasă. Tehnician în turism, 1 clasă. Tehnician în gastronomie, 1 clasă. Organizator banqueting, 1 clasă. Clasa a 12-a zi, tehnician în activități economice, 5 clase. Tehnician în activități de comerț, 1 clasă. Tehnician în turism, 1 clasă.
tehnician în hotelărie, o clasă, organizator banqueting, o clasă. Seral, clasa 11-a, tehnician în hotelărie, o clasă. Clasa 12-a, tehnician în hotelărie, o clasă. Pozliceală, anul 2, agent fiscal, o clasă. Asistent manager în unități hoteliere, o clasă. Da, aceasta a fost oferta școlară. O, cum spuneam, telespectatorii o să mai vadă. În esență, să zicem așa, punctul de atracție, sunt 7 clase de liceu, dacă am reținut-o bine, dar în primul rând cele patru clase de economii și cu cele de turism, alimentație publică, practic sunt cele care... Să zicem, constituie deocamdată sursa de interes pentru absolvenții școlilor gimnaziale. Dar și comerțul, v-am spus, am avut clasă și m-a surprins această clasă de anul acesta în mod plăcut, care a absolvit la comerț cu șeful de promoție de acolo. Eu, spre rușinea mea, că am avut 3 clase de-a 12 anul ăsta la care am predat, această clasă, această elevă care a fost șeful de promoție, i-a depășit pe toți. În modestie și în liniște, că atunci când am predat cheia următorului, a fost de la această clasă șeful de promoție. Deci se poate face școală oriunde, la oricare din specializările respective, ba pentru informarea celor care, să zicem, nu nimeresc sau nu prind de prima dată specializarea mult dorită, alimentație publică sau turism sau economic. Așa, atunci când se mai eliberează locuri, că mai sunt cazuri, vin copii cu repartizarea aceasta care nu prea ține cont de posibilitățile lor, distanța față de Târgu Jiu, se mai poate elibera locul și în condițiile în care scoate o medie bună, se poate transfera conform regulamentului la o astfel de clasă la care și-o dorește. Aproape niciunul n-a rămas în afara dorinței, că ei sunt mici și multe din dorințe sunt ale părinților. Și eu cred că în această viață de director la Colegiul Virgil Magiaru am creat posibilitatea ca să până la final sau până într-un timp proxim, așa, să aibă ocazia să-și facă, să satisfacă dorința, că atunci învață și mai cu drag, vine și cu mai mare plăcere la școală. Asta e primul lucru bun care afectează favorabil școala. Da, acum mai e și o altă problemă în ziua de astăzi și elevii trebuie înțeleși atunci când au probleme, trebuie să găsească în cadre didactice până la director un colaborator, un om care să-i asculte. Și aici cam îndeplinesc condițiile, da, în sensul că veniți spre doleanțele lor. Sunt și multe situații complicate și grele și pentru ei, mai ales cu această plecare masivă a părinților să lucreze în străinătate. Eu îi văd și am găsit situații în care copiii mi s-au destăinuit acolo, un birou, numai eu cu el sau cu ei, situația prin care trec, au o stare, să zicem, altfel decât ceilalți, sunt singuri și trebuie, așa cum spuneți, să înțelegi. Păcatul mai mare este că sunt copii care au părinții pe aceia și nu ne ajută întotdeauna în mod satisfăcător. Că eu niciodată nu mi-am manifestat o satisfacție sporită cu privire la aportul părinților la școală. Eu sper să vină o dată vremea și chiar de la pensie să o văd că a venit și la noi, în care părinții să dirigeze multe lucruri în școală, așa cum este în Occident. Comitetul de părinți într-o școală sau membrii comitetului sau participarea în comitetul de părinți al unei școli în țările din afara granițelor noastre sunt onorați de prezența lor acolo. Și la soluționarea problemelor. Dar noi aduci cam greu la școală. Da, mai degrabă cu arcanul. Și mai ales în situații dificile, ale copiilor mai apar unii dintre ei, da. Apropo de acest lucru, n-am apucat să discutăm și alte lucruri, deși aveam foarte multe, așa cu siguranță trebuie să reveniți ca să discutăm și aceste lucruri. Apropo de nou regulament, de fapt deja vechiul, că are câteva luni, cum priviți acest mod care dă posibilitatea să fie sancționați părinții dacă nu se interesează de copiii de la școală? Și asta vorbind de la nivelul unui liceu. Deci, mă rog, punctul ăsta PI, să zicem, n-a fost greșit într-o anumită pondere asupra activității școlii. Că, într-adevăr, vor mai fi și părinți, dar nu cred că sunt părinți care să-l aducă la liceu și să nu-l lasă să mai vină pe urmă, știți? Dacă se întâmplă să nu vină copilul, sunt din alte situații, materiale, sau copilul a luat o razna, sau, mă rog, părinții, așa cum am spus, au plecat și au lăsat cu bătrâni, cu bunici, care nu pot să vină des în școală. Dar este și greu de aplicat așa, adică
până la urmă, da, te gândești să găsești mai bine o soluție în care să nu aibă. O fi un amărât, ce bani să-i mai ai și pe amendă de la școală, știți? Problema este că în acest regulament, și nu numai în acesta, și cred că aș putea să o spun așa fără teama de repercursiuni, de mulți ani. E, și e bine, sigur că noi lucrăm cu elevul, e luat în vedere întotdeauna elevul ca și când ar fi o sursă de eranj pentru cei care fac actele normative. Deci eu așa am văzut de interesantă, mult. Interesantă, da, ideea. Da, de mult. Deci cam după Revoluție a fost asta. Și profesorii au fost lăsați mai încolo cu responsabilități care, pe care unele nu le pot îndeplini. Nu le pot ei îndeplini în locul părinților. N-au cum acest lucru, știți? Și atunci mereu s-a lucrat pe regulamente, pe lege, ca măria sa elevul este colaboratorul nostru, după care colaborare, mâncăm pâine aceasta, dar el mereu să nu fie deranjat. De exemplu, nu i-ar fi îngreunat situația niciunui din care a lucrat la un astfel de regulament și cred că nici la vârf de tot, să introducă niște elemente de, cum să vă spun, de ținută în speță, de comportament în unitățile școlare, care să fie mai apăsătoare pentru elev, nu înrobitoare, că nu îi dă nimeni în cap. Dar oricum să simtă și el regulamentul că îl mai apasă și pe el. Adică, știți, nu poți să îl exmatriculezi, că vine părintele, vine cine mai vine, domnule, cum lași copilul pe stradă? Nu-l poți să-l lași. Pe drept cuvânt. Nu? Mai ales când îl duci până printre 11, 12, nu-ți vine să-l mai lași atunci. Dar totuși el, dacă nu simte nimic, pe urmă mai râde așa da, la mișto, ca să zicem așa, despre profesor. Și că nu prea ai ce să-i faci în unele situații. Ne ferim de asta. Dar să mă creadă cei care mă ascultă, că nu prea ai ce să le faci de foarte multe ori. Și ei știu. Totul e să avem puțin interpretarea rezultatelor ca să poată fi altfel evaluate. Cu promisiunea că veți reveni în studioul nostru, cu siguranță avem foarte multe de discutat. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc și doresc încă o dată pentru colegii mei, pentru colegii dumneavoastră, pentru părinți și copii, să caute și să găsească locurile disponibile pentru ei la Colegiul Virgil Magiaru. Mulțumim, dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Mulțumim pentru atenție, la revedere!